Bună, Krusty! Ce mai faci? Vrei să te joci cu noi de detectivi și să învățăm numere? Bun, atunci să mergem. În regulă, Krusty. Pune-ți pălăria de detectiv. Lipsesc 4 numere din junglă. Trebuie să le găsim. Haideți să găsim numărul 1. Asta este, Krusty. Ăsta e un băț. Nu e numărul 1. Foarte bine, Krusty. Ai găsit numărul 1 care lipsea. Hai să găsim numărul lipsă 2. Bună treabă, Krusty! Ai găsit numărul 2. Hai să găsim numărul lipsă 3. Ai dreptate, Krusty. Litera B arată ca numărul 3. Minunat, Krusty. Ai găsit numărul lipsă 3. Se ascundea în spatele tău tot timpul. Mai lipsește doar numărul 4. Bună treabă, Krusty! Ai găsit numărul lipsă 4. Ești un detectiv excelent și ai învățat multe numere astăzi. Ne vedem în curând, prieten! Bună, Tort! Ce mai faci? Ai vrea să învățăm astăzi împreună culorile? Minunat! Să mergem atunci! Uite! Tractor este culoarea yellow. Ai vrea să înveți o altă culoare? Culoarea orange. Hai să vedem care va fi următoarea culoare. Culoarea green. În regulă, ce urmează? Culoarea blue. Culoarea purple. Bună treabă! Ai învățat multe culori astăzi. Vrei să recapitulăm? Yellow, orange, green, blue, purple. Ne revedem în curând, prieteni! Bună, Dump Trucks! Ce mai faci? Ai vrea să învățăm astăzi împreună formele? Minunat! Să mergem! Sunt 5 părți de animale ascunse în junglă, Dump Trucks. Fiecare parte de animal este o formă. Excelent! Turtle Shell este o formă. Pune o remorcă. Ce altă parte de animal mai poți găsi, Dump Trucks?
Paw print. Și asta este o formă. În regulă, dump trucks. Hai să mai găsim încă una. Vreun animal și-a pierdut acești teeth? Da, animal teeth sunt și ei o formă. Bună treabă! Hai să găsim încă o parte de animal. Deer antler. Deer antler este de asemenea o formă. Hai să găsim încă o parte de animal. Peacock feather. Peacock feather este de asemenea o formă. Bună treabă, dump trucks! Ai învățat multe forme astăzi. Ne revedem în curând, prieteni! Salut, Willyfant! Ce mai faci? Ai vrea să jucăm bowling astăzi și să învățăm numerele? Minunat! Să mergem atunci! În regulă, Willyfant! Hai să învățăm primul număr! Rostogolește bila de bowling cu lopata! Asta este, Willyfant! Ai dărâmat one popică de bowling! Willyfant, ai putea dărâma tu popice? Bun, să vedem! Minunată treabă, Willyfant! Următorul nostru număr este 3. Poți dobori 3 popice? Minunat! Perfect, Willyfant! Poți dobori ultimele 4 popice? Bună treabă, Willyfant! Ai învățat multe numere astăzi! Vrei să recapitulăm? 1, 2, 3, 4, 5. Ne revedem în curând, prieteni! Salut, prieteni! Ce mai faceți? Ați vrea să învățăm astăzi împreună formele? Priviți! O stea, un cerc, un triunghi, un romb și un pătrat. Excelent! Să facem forma star. Minunat! Acum, luați steluța și puneți-o în gaura steluței pe planșeta de lemn. Bună treabă! Haideți să potrivim forma circle. Excelent! Haideți să potrivim forma triangle. Haideți să potrivim forma rhombus. Haideți să potrivim forma square. Minunată treabă! Ați învățat multe forme astăzi! Ați vrea să recapitulăm? Star, circle, triangle, rhombus, square. Ne revedem în curând, prieteni! Bună, Bildozer! Ce mai faci?
Bildozer e o combinație dintre un vehicul și un animal. Ai idee ce este de fapt? Da, o vacă și un bildozer. Bună, Willyfant! Willyfant e o combinație dintre un excavator și un elefant. Torci, ești haios! Bună, Trecodile! Trecodile e o combinație dintre un crocodil și un vehicul Rock Crusher. Bună, Meagle! Meagle e o combinație dintre un vultur și un vehicul plane. Bună, G-Crane! G-Crane e o combinație dintre un vehicul crane și o girafă. Bună încercare, Torch! Bună, Tractle! Tractle e o combinație dintre o țestoasă și un vehicul fire truck. Bună, Dump Trucks! Dump Trucks e o combinație dintre un rinocer și un vehicul dump truck. Minunat, Torch! Salutare, Krusty! Krusty e o combinație dintre un vehicul Garage Assistant și un crab haios. Bună treabă, prieteni! Am învățat multe vehicule astăzi! Ne revedem în curând, prieteni! Bună, Meagle! Ce mai faci? Ai vrea să găsim florile ciudate cu picățele care cresc în pădure și să învățăm numere astăzi? Minunat! Să mergem! În regulă, Meagle, ia cele 5 numere cu tine. De fiecare dată când vezi o floare ciudată cu picățele, arunca un număr la noi. Hai să găsim primul tău număr. Asta este, Meagle. Ai găsit floarea cu picățele One. Poți găsi tu flori? Bun, să mergem. Minunat, Meagle. Ai găsit tu flori cu picățele. Hai să găsim 3 flori. Bună treabă, Meagle! Ai găsit 3 flori cu picățele. Hai să găsim 4 flori. Te descurci minunat, Meagle! Asta înseamnă 4 flori cu picățele. Următorul nostru număr este 5. Este numărul 5. Bună treabă, Meagle! Ai învățat multe numere astăzi. Ne revedem în curând, prieteni! Salutare, Dump Trucks! Bună, Willyfant! Ce mai faceți?
Ați vrea să învățați culorile echipelor de basket din NBA astăzi? Bun, să mergem atunci! Ia uitați, prieteni, culoarea red pentru cavaleri. Dump trucks pot arunca la coș. Excelent, dump trucks! Tocmai a aruncat mingea de culoare red a cavalerilor prin inel. E rândul tău, Willyfun. Uite, o minge de culoare blue e a luptătorilor. E regulă, Willyfun. Luptătorii blue au ratat aruncarea, dar încă sunt în joc. Bine, dump trucks! Aruncă mingea de culoare green prin inelul de basket. Tocmai ai aruncat mingea de culoare green a celor de la Celtics prin inel. E rândul tău din nou, Willyfun. O minge de basket de culoare purple e a celor de la Lakers. Foarte bine, Willyfun! Tocmai ai aruncat mingea de culoare purple a celor de la Lakers prin inel, exact ca în NBA. Ai învățat multe culori azi. Ne vedem în curând, prieteni! Bună, Tractel! Ce mai faci? Ai vrea să învățăm formele astăzi împreună? Minunat! Atunci să mergem! Sunt 5 bijuterii ascunse pe insulă. Găsește bijuteriile ascunse pe plajă și pune-le în cufărul cu comun. Excelentă idee, Tractel! Excelent! O bijuterie în formă de circle. Pune-o în cufărul cu comod. Acum să găsim o altă bijuterie. Minunat, Tractel! O bijuterie în formă de square. Și asta merge în cufărul cu comod. Să mai găsim o comoară îngropată. O bijuterie în formă de rectangle. Asta merge de asemenea în cufărul cu comod. Haide să mai căutăm o bijuterie. Excelent! O bijuterie în formă de heart. Încă o bijuterie pentru cufărul cu comod. O bijuterie în formă de triangle. Bună treabă! Ai învățat multe forme astăzi. Ai vrea să recapitulăm? Circle, square, rectangle, heart, triangle. Ne revedem în curând, prieteni! Bună, dump trucks! Ce mai faci? Ai vrea să învățăm astăzi împreună culorile? Bun, să mergem atunci! Trebuie să te avertizez, dump trucks! Jungla e plină de surprize! Uite, dump trucks! Culoarea yellow! Mă întreb care va fi următoarea culoare? E culoarea red!
pe fază pentru următoarea culoare dump trucks. Un balon blu. O floare pink. Floarea pink glumește cu tine, dump trucks. Mă întreb ce urmează. E o culoare orange care vine spre tine, dump trucks. Bună treabă! Asta a fost culoarea orange. Am învățat multe culori astăzi. Ne vedem în curând, prieteni! Bună, G-Crane! Ce mai faci? Ai vrea să ne jucăm de-a vații ascunselea și să învățăm numerele? Minunat! Să mergem! În regulă, G-Crane, du-te la copacul cel mare, stai cu fața la el și închide ochii pentru ca prietenii tăi să se poată ascunde. Acum, haideți să-ți găsim prietenii și să învățăm primul număr. Ia numărul 1 cu tine. Bună treabă, G-Crane! Aici e Tractle. Ăsta este prietenul One. Poți găsi încă un prieten? Bun, să mergem! Minunat, G-Crane! Cu Krusty sunt tu! Hai să găsim numărul 3. Bună treabă, G-Crane! L-ai găsit pe Torch! Acum ai 3 prieteni! Haide să-l căutăm pe 4. Minunat! L-ai găsit pe Willyfun! Acum ai 4 prieteni! Căutăm numărul 5. E singurul care a rămas. Excelent, G-Crane! L-ai găsit pe Bulldozer? Sunt 5 prieteni! Ai învățat multe numere astăzi! Ne vedem în curând, prieteni! Bună, Bulldozer! Salut, Torch! Ce mai faceți? Vreți să jucăm împreună jocul roșu și să învățăm împreună culoarea red? Ok, Bulldozer și Torch! Primul care găsește 3 obiecte de culoare red pe pajiște, câștigă! Excelent, Bulldozer! Ai găsit o floare de culoare red! Poți găsi încă 2 obiecte de culoare red? Minunat, Torch! Ai găsit o roșie de culoare red! Mai ai nevoie de încă 2 obiecte de culoare red! Bună treabă, Bulldozer! Ai găsit un măr de culoare red! Încă un obiect roșu și ai 3! O gâză de culoare red! Încă un obiect roșu și ai 3 torci. Un căpșune. Cine ajunge la căpșunele de culoare red e câștigătorul. Deci, cine a câștigat? Bună treabă, prieteni! Ați convenit că amândoi sunteți câștigători și ați învățat culoarea red astăzi. Pe curând, prieteni! Bună, Tractle! Ce mai faci? Ai vrea să învățăm astăzi împreună formele din deșert? Bun, atunci să mergem! În regulă, Tractle!
În deșert sunt cactuși de 4 forme diferite. Pune fiecare formă în dreptul cactusului de aceeași formă. În regulă, Tractel, să găsim prima ta formă. Excelent, Tractel! Ai găsit un cactus în formă de rectangle. Ce formă vom găsi în continuare? Bună treabă, Tractel! Ai găsit un cactus în formă de circle. Să mai găsim o formă. Minunat, Tractel! Ai găsit un cactus și în formă de square. Să mergem din nou. Ai găsit un cactus în formă de octagon. Bună treabă! Ai învățat multe forme astăzi. Pe curând, prieteni! Bună, prieteni! Ce mai faceți? Ați vrea să ne jucăm un joc interesant și să învățăm astăzi împreună numere? Minunat! Să mergem! Bun! Sunt 5 conuri roșii ridicate și 5 conuri albastre răsturnate. Willyfant, dărâmă-le pe cele roșii ridicate. Și Bulldozer, ridică-le pe cele albastre răsturnate. Torch, adu-te rog un fluier. Bun, Willyfant, când spun start, răstoarnă cât mai multe conuri roșii poți. Și Bulldozer, când spun start, ridică cât de multe conuri albastre poți. Când Torch va sufla în fluier, stop! Bun, pe locuri, fiți gata? Start! Haideți să numărăm conurile. Câte conuri ai tu, Willyfant? 1, 2. Bună treabă, Willyfant! 2 conuri roșii. E rândul tău, Bulldozer. 1, 2. Și 3. 3 conuri albastre. 2 conuri roșii și 3 conuri albastre fac 5 conuri. Bună treabă, prieteni! Ați învățat multe numere astăzi. Pe curând, prieteni! Bună, Krusty! Ce mai faci? Ai vrea să învățăm astăzi împreună culorile? Excelent! Să mergem atunci! Uite, Krusty! Pălării de culori diferite. Care pălărie colorată îți place? Blue! Culoarea asta te prinde, Krusty. Încearcă și pe cea green. Minunat! Green te prinde foarte bine. Red e o culoare frumoasă. Pălăria red pare să îți vină excelent. Dar ce spui despre black? Arăți ca un dansator de step cu pălăria black. Pălăria yellow de sus arată ca floarea soarelui. Nu îți place yellow, Krusty? Ce spui despre brown? Și mie îmi place brown.
Dar asta nu este o pălărie de cowboy, Krusty. Ai învățat multe culori astăzi. Ne revedem în curând, prieteni!